Așa cum am fost obișnuiți, ca și în anii trecuți, compania Soceram oferă cadouri și dorește, cu ocazia Crăciunului, să aducă o bucurie în sufletul unor copii de pe raza comunei Cordun. Astăzi, la acest eveniment, vor fi premiați 34 de copii, copiii ai claselor 1-8 de pe raza comunei noastre, de către companie și tot din partea companiei. Compania a mai făcut o bucurie și un cadou, inclusiv școlii, în sensul în care a dotat școala cu 5 table inteligente. Mulțumesc pe această cale domnului director Crăciun și întregii conduceri ai Soceram pentru aceste lucruri frumoase pe care le-au inițiat în cursul anului trecut și le dezvoltă la nivelul comunei noastre. Mulțumesc mult! Ne puteți spune cam ce conțin? Și eu mulțumesc domnului primar, în primul rând că m-a făcut director. Eu nu știam chestia asta, eu sunt doar consilier de pe lângă Consiliul de Administrație al firmei Soceram și mai mulțumesc domnului primar pentru ajutorul substanțial pe care l-am primit în tot decursul acestei investiții. Am venit împreună cu domnul inginer Ionuț Filip, care este șeful șantierului de cup pe partea de construcții. El face și desface acolo în așa fel încât fabrica asta să fie cât mai repede terminată și sperăm că lucrul ăsta se va întâmpla în primul trimestru anului viitor, când va trebui să intrăm în probii tehnologice. Îl las pe domnul inginer să vă povestească mai multe. Da, bună ziua! Încep și eu când am mulțumit domnului primar și primăriei Cordun, care pentru profesionalismul care își fac treaba și pentru susținerea de care au dovedit până acum. Cu toate că a fost un an greu, am primit suportul Consiliului de Administrație și deoarece în viață trebuie să cunoști toate operațiile matematice, e bine să adunăm, dar este bine să și împărțim. Și asta încercăm să facem astăzi. Încercăm să ajutăm 34 de copii să le fie mai ușoară activitatea cu aceste cursuri online și vom căuta să le dăm un mic cadou ce constă într-un smartphone și într-un smartwatch. Iar pentru școală vom dona un număr de 5 table inteligente, cum a spus și domnul primar. Așa cum v-am spus anterior, suntem prezenți aici. Întâi pentru a mulțumi domnilor de la Soceram, care s-au gândit să ne facă o bucurie și să vă premieze cu câteva cadouri și anul acesta. Chiar dacă a fost un an, așa cum a spus domnul inginer, puțin mai greu, Soceram gândește să dăruiască și să vă facă o bucurie. Pe această cale mulțumim reprezentanților, mulțumim conducerii Soceram care a luat această decizie și totodată sper ca și aceste cadouri să aveți grijă de ele și să le folosiți cu mare bucurie și în momentul în care le veți folosi să vă gândiți la această companie și să le mulțumiți dumnealor. Mulțumim! Stimată audiență, dragi copii, uitați-mă, iară sunt în fața dumneavoastră, ca și anul trecut. Consiliul de Administrație s-a gândit să mă trimită tot pe mine Moș Crăciun să vă împart darurile. De ce Moș Crăciun? Pentru că mă numesc Crăciun și sunt bătrân. Și atunci nu mai vine Moș Crăciun. Mulțumim primărie pentru ajutorul acordat în tot acest an. Mulțumim Consiliului de Administrație și Patronatului că a făcut eforturile financiare necesare pentru a vă face aceste cadouri acum la sfârșitul anului. După cum vedeți, n-am venit singur, am venit cu colegii mei, renii mei, cei care construiesc fabrica la ora actuală, adică domnul inginer Filip Ionuț, care este șeful șantierului, și domnul inginer Bogdan Cuslaru, care este maestru energiei electrice. Cordunean de-al dumneavoastră, care pune umărul din greu să terminăm această fabrică. Îi lăs pe colegii mei să vă explice mai multe. Bună ziua! Mă bucur să mă aflu astăzi aici în fața dumneavoastră. Sunt extrem de emoționat, de asta am să vă rog să mă scuzați dacă mă mai bâlbui puțin. Sunteți cu toții foarte frumoși, mă bucur să vă văd și aș avea o rugăminte pentru voi.
vă rog să fiți exigenți față de voi înșivă, față de obiectivele pe care vi le stabiliți și față de rezultatele pe care le obțineți. Pentru că astăzi, pentru că astfel, putem cu toții merge mai departe, putem să trăim, să lucrăm, să fim fericiți aici, la noi în țară. Haideți, vă rog, ajutați-ne să construim împreună viitorul acestei țări. Vă mulțumesc! Colegii mei vor, pe baza tabelului care ne l-a pus la dispoziție școala, vor rămâna copiilor premiile pe care le-am cumpărat noi. Benchea Petrică. Darius. Sunt și reprezentanți ai copiilor? Venit. Ignat Leonard. Scutaru Teodora. Teodorescu Narcisa. Benchea Melissa Cătălina. Hanu Eliza Florentina. Teodorescu Mihaela Ioana. Vargă Adelin Lăduț. Constantin Andra. Scutarul Leonardo Ionelu. Voicu Vasilica Ioana. Tacăl Alexandra Ioana. Stavarache Ioana Maria. Grigoraș Iasmina Cristina. Olariu Maria Alexandra. Boboacă Mihai Gabriel. Dancă Ana Maria. Ignat Lucas Paul. Ignat Lucas Paul. Stoleru Bianca Maria. Dancă Alexandra Ioana. Scutaru Ana Elena. Stoleru Larisa Ioana. Popovici Diaconu Marian. Vargă Izabela. Vargă Rita. Vargă Cezar Gabriel. Baratu Antonia. Baratu Valentin. Baratu Diana. Baratu Andreea. Secară Raul. Secară Daria. Sperăm să vă placă cadourile noastre. Aveți grijă de ele. Sunt destul de valoroase. Ajutați pe cineva să vă ajute să le puneți în funcție și sper de suflet să vă ajute în activitatea școlară. Închei prin a mulțumi domnului primar, doamnei viceprimar, domnului director, să vă spun tuturor un Crăciun fericit, un an mai bun și la mulți ani! Haideți să aplaudăm și să mulțumim acestor domn și firmei Soceram pentru aceste acțiuni pe care le fac la nivelul comunei și încă o dată mulțumesc și eu din nou societății pentru acest obicei frumos
ocazia Crăciunului de a crea câte un buturie unora dintre semenii noștri la nivelul comunității. Mulțumesc încă o dată, Soceram, dragi copii, ne vom întâlni din nou mâine, pentru că atât eu, cât și împreună cu Consiliul Local, din nou am pregătit o surpriză pentru voi și mâine ne întâlnim din nou pentru a vă face această surpriză. Mulțumesc tuturor și o zi plăcută!